Prima victorie a lui Flaviu Stoican la Pandurii a fost premiată cu aplauze. Ciprian Florescu, vicepreședintele Consiliului Județean, are speranțe că echipa de fotbal se va salva din punct de vedere sportiv. Doamne ajută, e o surpriză extraordinar de plăcută faptul că, iată, au reușit să câștige la Chiajna. Să sperăm că, din punct de vedere sportiv, Pandurii se vor salva și vom putea să ne bucurăm de existența acestei echipe de fotbal și în sezonul următor. În ceea ce privește finanțarea, sigur, urmează să se semneze protocolul de finanțare între membrii asociați. Singurele noastre speranțe, evident, se duc către principalii finanțatori. Să vedem care se va constitui în acest moment în principal finanțator, pentru că este o mare problemă. Și primarul interimar Aurel Popescu s-a bucurat după victoria pe care a așteptat-o luni de zile Flaviu Stoican. În plus, autoritățile anunță că noua arenă sportivă de la Târgu Jiu va fi gata în iunie. Pandurii Târgu Jiu va avea un alt curs de acum încolo. Este important pentru noi să avem încredere în echipa de suflet, în Pandurii Târgu Jiu. Este important să-l sprijinim pe Flavius Stoican în toate demersurile pe care le face. Iar noi, ca și asociați, să le punem la dispoziție condițiile cele mai bune pentru ca activitatea sportivă să se desfășoare cât mai bine. Pe mine mă interesează în mod special baza sportivă, iar ca și bază sportivă pot să vă spun că în luna iulie, încă o dată în urma discuțiilor cu cei doi constructori, în luna iulie vom avea baza sportivă finalizată și echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu va putea să și înceapă antrenamentele, iar din toamnă să înceapă campionatul aici la Târgu Jiu. În câteva zile, membrii asociați vor stabili și cu ce bani vor contribui în bugetul clubului de fotbal. Primăria Târgu Jiu va veni cu 300.000 de lei de contați în cheltuielile de la Drobeta Turnul Severin, iar Consiliul Județean va susține cu 500.000 de lei activitatea centrului de copii și juniori de la Pandurii Târgu Jiu.